v-am găsit, dragii noștri, la o nouă, ediție de Joc și Voie Bună. Vreau de la început să vă mulțumesc din tot sufletul că, încă o dată, ați fost în număr foarte mare. Săptămâna trecută ne-ați urmărit în număr foarte mare, ceea ce mă bucură, sigur că da, și ceea ce îmi face o deosebită plăcere și îmi dați curajul ăla de a continua. După cum ați observat, astăzi filmăm un platou în Media TV, pentru că, fiind zilele acestea de 8 martie, și știți că se țin mai multe zile la rând, 7, 8, 9 martie, pentru doamne și domnișoare, avem și noi dreptul măcar 2-3 zile pe an să ne distrăm, fiind ziua mamei, și nu a fost posibil să facem o nouă ediție la restaurantul Yannis, pe care îl pomenesc și căreia îi mulțumim din suflet că ne-a găzduit și ne va mai găzdui în continuare. Dar este de înțeles că oamenii se ocupă de evenimentele cu Ziua Femeii și am preferat să facem o emisiune în platoul Media TV. Vă obișnuisem la restaurant Yannis. La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor, pentru ziua noastră, și din partea mea, Mariana Culda, din partea invitaților mei din această ediție și cei care v-au cântat până acum din edițiile trecute și din partea postului de televiziune Media TV, vă spunem la mulți ani, vă spunem să fiți sănătoase, să fiți frumoase cum de altfel sunteți și să vă dea Dumnezeu absolut tot ceea ce vă doriți și ceea ce gândiți și nutriți dumneavoastră, Dumnezeu să îndeplinească visul oricăreia dintre noi. Doamne ajută, și să vă prezint invitații mei din această emisiune. În primul rând o să o prezint pe doamnă, că avem și o doamnă, este vorba despre colega mea, Elena Cârneală, păstrătoare de folclor și colega mea de ani buni de zile, de aproape o viață, ne cunoaștem. Ea vine în fața dumneavoastră astăzi să vă prezinte muzică autentică, de bun simț, și, ca de obicei, cum știu eu pe Elena, a venit la 4 ace în costumul popular românesc, cum așa și trebuie să-i stea bine unei soliste. Am o deosebită plăcere și onoare pentru mine faptul că al doilea invitat se numește Dragișa Paunovici, vine din Negotin, Serbia, deci dați-vă seama câtă distanță pentru a ajunge la noi, stimați telespectatori. Nu a venit special până la Medgidia, tocmai de la Negotin, ci l-am prins aici, că a venit cu evenimente la noi la Constanța, pentru 8 martie, pentru Ziua Femeii, mai are și spectacole, mai are și alte evenimente. Și atunci am îndrăznit prin colega noastră, ei se cunosc din spectacole și de la emisiuni televizate, și atunci am îndrăznit să o rog pe Elena, dacă tot a ajuns la noi la Constanța, să-mi facă onoarea și să vină și la mine în emisiune. Cu drag din partea noastră, o să ascultați muzică sârbească, o să ascultați muzică din Banatul sârbesc, din Banatul nostru, vorbește limba română, mai puțin așa se cam înzăpezește, că, da, normal, el nu vorbește așa cursiv ca noi, dar îi mulțumesc, îți mulțumesc, dragă Elena, îți mulțumesc că ai venit, fata mea, și ție, Dragișa, că ai răspuns la invitație, obosit, că se vede după ochi, dar ai ajuns. Abia, da. Vreau să vă spun, invitatul meu cântă mult, foarte mult la noi în România, dar pe partea Banatului, Târgu Jiu, partea aceea de Mehedinți, da, în Banatul sârbesc, nu? Banat, cum se numesc orașe? Unde eu activezi? Sunt de pe Valea Timocului, dar Banatul sârbesc este în partea la Timișoara. Și multă lume încurcă, crede că... Da. Dar toți suntem din Banatul sârbesc, adică eu sunt de pe Valea Timocului, vis-a-vis, cum ar venea acum la PF2, aceea, deci de aceea începe de pe Valea, da, la porțile de fer 2, deci de la Severin la Vale.
Am înțeles. Spre Calafat. Am înțeles. Deci tu când ți multă pe partea de Severin, da? Pe partea de turnul Severin. Bine, eu cânt prin toată România și am mers cu spectacole absolut tot. Noi, acolo cum am... Caransebeș, Timișoara, Arad, Oradea, Cluj, Cluj-Napoca, Bistrița-Nasud și... Am mers cu doamna Maria Ciobanu și pe partea... Iași, Bacău, Piatra Neamț, acum nu le-am spus pe rând cum... Da, 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 am înțeles, dar... da. Deci cânt peste tot. Da, deci cânt peste tot. Da. Și la tine în Serbia, bineînțeles. Da, normal, asta cânt în toată Serbia, deci în toată și-a fost Iugoslavia. Am înțeles. Să revenim să povestim ca să-ți luăm povestea de la început, dar mai întâi să dăm prioritate doamnelor. Elena, frumoasa mea, spune-ne, eu le-am promis stimaților telespectatori încă de la începutul emisiunilor, de când am început să fac această emisiune, că o să le prezint artiștii și dincolo de scenă, dincolo de culise. Ei ne văd pe scenă, în lumini reflectoare, cu paiete, cu floricele, cu la-la-la, totul e bine și frumos. Dar ar trebui să știe câte ceva, așa consider eu, și dincolo de scenă. Cine este Elena Cârneală în momentul când a ieșit de pe scenă și trebuie să plece acasă? Și ajunge acasă, de ce nu? Cine ești tu? În primul rând vreau să-ți mulțumesc, să-ți mulțumim pentru invitație. Cu cel mai mare drag. Să te felicit pentru emisiunile frumoase pe care le faci. Mulțumesc. Sunt și să-ți ajute da. Dumnezeu să ai cât mai multe emisiuni, una mai frumoasă decât cealaltă, să fii rea, între ghilimele, așa cum trebuie, pentru că asta înseamnă să spui adevărul pe față și să scoți la lumină adevăratele valori. Este adevărat și aș vrea să puntez aici vis-a-vis de ce ai spus tu. Nu sunt rea. Că între ghilimele. Am înțeles. Nu sunt rea, chiar și între ghilimele, că sunt rea. Cine mă cunoaște? Și majoritatea colegilor mei, mai ales muzicanți, nu vorbesc de soliști, că ne știm foarte bine, mă cunosc și știu, eu nu sunt rea. Eu fac emisiunea asta și câteodată mă enervez și spun anumite lucruri pentru că este nedrept, sunt multe nedreptăți. Și nu, astea nu se spun. Toată lumea crede că noi avem o viață extraordinară, frumoasă, nenorocire. Dar nu este așa. Am încercat ca oamenii să ne cunoască și prin prisma omului de rând. Faptul că avem și noi nevoi, avem și noi supărări. Exact, așa vreau să-ți răspund și eu la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Sunt un om obișnuit, sunt un om de rând, am și eu familie, lucrez, deci nu mai cânt. Sunt economist de profesie, după cum tu știi, lucrez în particular acasă, deci sunt și eu o femeie ca toate femeile. Și aici aș vrea să te întreb dacă tu lucrezi acasă ca economist. Da, să zicem contabil. Contabil, hai, că lumea știe mai bine, așa? Da. Eu am avut o emisiune în care am spus despre cărțile de muncă și cum țară fără muzică nu există, țară fără lăutari muzicanți nu există, dar nu suntem recunoscuți, pentru că noi dăm niște, plătim niște cotizații, dar nu suntem recunoscuți. Noi nu avem o pensie la un moment dat, la bătrânețe, mergem la spitale și trebuie să ne plătim din mână, în ciuda faptului că plătim niște dări. Am făcut o emisiune, stimați telespectatori, în care am răbufnit și am spus lucrurile astea. Tu, dacă faci de acasă, să reținem, faci lucrul ăsta, jobul ăsta, tocmai pentru a supraviețui și a-ți fi mai bine din punct de vedere financiar. Corect. Clar. Așa, pentru că cântatul este nu pasiunea, tu chiar cânți pentru că trebuie să cânți și ai cântat și vei cânta. Dar, în baza la contabilitatea asta care o faci tu, ți-ți merge o carte de muncă? Îți sigur merg că drepturi. Da. Deci sunt contabil, gândește-te, și am grijă să-mi asigur și bătrânețea. Deci, stimați telespectatori, auziți lucrurile astea din gura invitaților mei și cei din emisiunile trecute. Sunt nevoiți unii dintre ei să se gândească la anii care trec. Pentru că anii trec foarte repede. Nu toți. Da. Și atunci, în loc numai să cânte, pentru că mi se pare corect, ți-ai ales meseria de a cânta, cânți. Ți-ai ales meseria de a fi contabil, ești contabil. Ți-ai ales meseria de a face injecții la spital, păi ești asistentă sau medic sau ce ești,
Ok. Nu. Din colegii mei sunt nevoiți să facă și altceva, fiecare cum să descurcă, da? Ca să poată să se asigure pentru bătrânețe. Dar sub nicio formă din meseria asta de muzicănție, care, repet, s-a ales praful de ea, numai aici a fost. Ok. Spune-ne, Elena. Mergi în spectacole foarte mult. Cum faci față? Să le îmbin și contabilitatea și spectacole și drumurile astea interminabile lungi. Noi știm și am mai vorbit că muzica este soră bună cu matematica. Pentru că și în muzică trebuie să respecti un ritm, niște versuri, niște rime, niște... Nu este ușor ceea ce fac. Mi este greu în anumite perioade, dar am învățat să-mi programez fiecare oră, fiecare minut, fiecare zi, fiecare săptămână și așa mă descurc, chiar dacă încep să muncesc de dimineață până noaptea târziu, 1, 2, 3, dar le fac. Le fac cu simț de răspundere pentru că îmi place să fiu serioasă în tot ceea ce fac și să fiu corectă. Și omul cu care colaborez și cu care lucrez să fie mulțumit de mine. Și așa și cred că este, pentru că se cunoaște din numărul persoanelor și angajaților cu care eu lucrez. Eu nu am ce să spun decât Doamne ajută, să-ți dea Dumnezeu Doamne putere ajută la și sănătate toți. Și să le duci pe amândouă, să le faci pe amândouă, că ușor nu este. E, da. În primul rând, să reții și sute de texte, să le cânți oamenilor, să faci contabilitate unde nici nu vreau să mă bag, pentru că nu mă pricep și nu... Atâtea cifrăraie și atâtea ce știu eu ce faci tu acolo, te încarcă psihic. Exact. Și atunci nu o fi chiar atât de ușor. Și cum se mai schimbă și legile în țara noastră, că la un moment dat nu știi pe ce cale să apuci. Exact, exact. Și exact în contabilitate dai seama că este și mai greu, mult exact, mai greu exact decât a fost, da, deocamdată. Dar sperăm să fie mai bine, că tu... eu sunt optimistă. Exact, așa, eu, deci, așa te știu, optimistă, da. Da. Chiar mâine, de 8 martie, ce faci mâine? Am spectacol. Am spectacol. Unde spune, ca să știe telespectatorii, că Liman e aproape de noi și poate vin, da, să vă vadă localitatea Liman, da? Deci să nu se înțeleagă Limanul. Aliman. Spre Mangalia, deci la Liman. Asta, stimați, lângă noi aici, pe șoseaua. Deci sărbătorim Ziua Femeii mâine printr-un frumos spectacol. Așa, dar sărbătoresc și eu ziua de naștere mâine. Asta aici vreau să știu ajung. De ce urma să întreb. Spun, ai luat-o înainte. La mulți ani, Elena. Mulțumesc, să-ți dea mulțumesc Dumnezeu și ție și tuturor sănătate, femeilor. Da, și să rămâi așa cum te cunosc eu de ani buni. Un om bun, un om cald, un artist pe scenă, un om cu coloană vertebrală și cu bun simț și decență pe scenă și care, într-adevăr, fac cinste, ne fac cinste nouă, ăstora care ne-am ales meseria asta. Mulțumesc, așa, cu greutăți, cu bucurii sau cu mai puține bucurii. Ok. Acum, ai intrat pe mâna mea, Draghișa. Spune-ne, cine ești tu, Draghișa? În afară de faptul că acum știm că vii dintr-un... Este oraș, nu? De Negotin, din Serbia. Da, în primul rând să spun la mulți ani la colega mea, Elena. Mulțumesc mult. Și la toate doamnele, domnișoarele, și domnilor și toți care... Mulțumim și mulțumesc eu numele telespectatoarelor noastre pentru urările, da, de mine. Vreau să vă spun că cum am intrat în casa asta voastră, la televizia asta voastră, am simțit o căldură așa în suflet, în inimă. M-am cunoscut niscai oameni foarte buni, cu bun simț, cu mare suflet, și adevărați prieteni, cred că o să fim, că văd că vorbiți numai adevărul, ce e foarte... Și suntem cu inima deschisă către cei care vin și ne calcă pragul și nu, cine mă cunoaște știe că exact punem punctul pe ei, dar faptul că ești cu sufletul deschis.
Și faptul că nu regizezi nimic și ești tu însuți ăla care ești, asta este rețeta, nu este greu deloc. Decât să periem, bine ai venit, vai de la Serbia, vai, dar ești un domn extraordinar, vai, dar ce frumos cânti. Nu merge cu așa ceva. Spune ce ai de spus, cine ești, bine ai venit, ți-am mulțumit din suflet și îți mulțumesc încă o dată că ai făcut drum lung și ai acceptat la oboseală să vii și în emisiunea noastră, să te cunoască publicul, dar trebuie să amintesc că nimic nu regizăm. Toate întrebările și tot ce se discută, pur și simplu stăm la o masă prietenească ca între colegi. Numai pentru aia și mai mult, colega mea Elena s-a rugat și mi-a spus despre voi ce fel de lume sunteți și așa ceva foarte rar, deci foarte rar, să găsește cineva care vorbește, să vorbesc adevărul. Și pe mine asta foarte mult m-a bucurat și m-a interesat, m-a ghidilat, acolo zic, vreau să văd, să vorbesc cu lumea aia. Că eu sunt iar așa, poate că știți cum, adevărul doare foarte mult dacă îl spun pe față ăia care nu se simte. Exact, bravo. Și sunt cu voi de acord de asta ce ați spus, cât înțeleg eu românește așa, și la noi este problema asta cu ei care au pierdut toate trenurile și se apucă de muzică. Vreodată a fost bani la muzică, dar acum ei stau atârnați pe adică nici pe ultimul vagon, numai stau alinați acolo și se apucă toți. Le vezi dezbrăcate, un altă, cu picioarele pe sus. Exact. Să nu spun că cum, ce și cum, dar nu, și lumea îți dă seama că nu este. Ele sunt bune, dar după ora 3 încolo sunt... Noaptea. Da. Așa. Deci, dragi Jean, și la voi în Serbia, și la noi aici în România, suntem pe aceeași lungime de undă. De ce? Pentru că noi, ăștia care într-adevăr am păstrat folclorul, iubim folclorul, și chiar am vrut să ajutăm și am vrut să ceea ce am primit și noi de la cei și cele dinaintea noastră, să facem cât de cât lucrurile să meargă pe același făgaș. Dar s-a înțeles prost. Acum nebunia asta după alergare de bani, televiziunile astea plătite care dai banul și nu contează dacă tu cânti bine sau prost. Omul, publicul, asimilează. Dacă văd numai prostie și numai prostie și numai prostie, deja tu l-ai manipulat pe om. Și el, când aude așa un solist mare, stă și se uită uimit pentru că nu mai știe ce să mai înțeleagă. El, fiind săturat zilnic, minut de minut, numai cu nenorociri de genul ăsta. Nu mai știe ce e calitate, dar s-a pierdut măsura la calitate. Exact. Și se merge pe chestia asta. Tare, repede și prost. Da. Despre asta e vorba. Mai sunt patronii. Să nu se supere pe mine, că mai mă duc și eu la patron și mai mănânc o bucată de pâine. Dar fraților patroni, voi angajați nenorociri pentru că vă uitați la bani și hai, n-ar fi asta o problemă de bani până la urmă, că o dăm la pace. Dar promovați, cereți voi patronii cât mai tinerică, cât mai fustă scurtă, care normal are picioarele subțiri și frumoase, și promovați. N-aș vrea să fiu dură și rea, că nu mai vreau să mai, dar am o problemă eu așa cu prostituția asta scenică. Deja s-a ajuns la prea mult. Vedeți, invitații mei au venit de la distanță îmbrăcați în costumul popular. Sigur că e o bucurie pentru noi toți să vedem explozie de flori pe costumele populare, să vezi oameni decenți, oameni care chiar și-au muncit foarte mult. Păi ce cere unei fete sau unei soliste sau unui solist sau instrumentist de 20-22 de ani să facă floricelele de pe cer, când cei care o viață au slujit folclorul românesc, ei au cunoștință de ceea, tocmai că au trecut prin viața asta și tocmai pentru că au sute și mii de ore la activ de muncă, de cântat. De cum să spun eu, performanță și deja sunt profesioniști pe scenă, că toți am pornit de jos, toți am fost copii, toți
Ne-am chinuit la început și nu știam nici pe scenă cum și tremuram, aveam emoții. Dar, mă rog. Trebuie susținuți ăștia tineri care sunt talentați și au talență de muzică și un alta, dar nu pe oricine. Dacă asta este greșeala mare ce început și la noi, că eu m-am săturat ultimii 15 ani să alerg după ei prin Europa, că toată lumea a plecat din sate de la noi, că să spun că în sate să fac nunți, să fac un alta. Acum le face nunțile pe la Paris, pe la Viena, pe la Frankfurt, pe la Basel, Zurich, mă rog, să mă duc după ei pe acolo, prin Copenhagen, un altă, că face nunți și acolo, și acolo a ieșit de ăștia, de ăștia, care nici vecinii lor nu știu că ei sunt cântăreți, dar ei se-a punea de la gură. Exact. Și da. S-a făcut acolo, el s-a făcut cântăreț și el. Fără nimic. Și se duce pe Ciubuc. Că exact. El lui și-i convine. Că de ce el are plată, lucrează la firmă. Exact. Și sâmbătă, duminică, de ce nu mă duc să mă îmbăt eu țărcheană cu prietenii și eu mă fac că sunt și cântăreț acolo și mă iau vreun ban și noi ailalți care vreodată și care trăim de partea... De pe urma cântatului, sigur că da. Dar de munca noastră și de calitate. Normal că am fost plătit. Acum nu mai poți să mai cânți de ei. Asta este și la voi în România, mi-am dat seama. Cile după ploaie, fraților. Da. Oricine, am spus, oricine se trezește că mai vrea să facă un ciubuc, între ghilimele, așa se apucă de cântat. Ei consideră că ăsta se numește ciubuc. Nu e, fraților, așa. Noi ăștia, alții care toată viața asta am făcut și care ne-am chinuit. Păi, noi cum să ne mai numim atunci? Nu e, am considerat că nu este corect. Asta am vrut să expun și asta am vrut să spun, să atrag atenția. Bine că cu o floare nu se face primăvară. Cine sunt eu până la urmă ca să vorbesc? Dar vă spun eu că nu e așa. Eu am acceptul colegilor mei muzicanți, că nu mă apuc eu de nebun acum să spun niște lucruri prin emisiuni, mă susțin, chiar m-au sunat mulți dintre ei și mi-au spus, m-au felicitat și mi-au spus, în sfârșit, cineva care mai pune și degetul pe rană. Că nu poți, e revolta prea mare, nu o să stopez eu acum fenomenul ăsta care văd că ia amploare, asta e nenorocirea, ia amploare de la zi la zi, de la minut la minut. Exact. Și nu este ok. Normal că nu putem să stopăm. Dar eu aș face un apel acum și știu că această emisiune e urmărită de foarte, foarte, foarte mulți colegi de-ai mei muzicanți. Nu, atenție mare și chiar e rugămintea mea. Nu mai promovați asemenea entități. Pur și simplu nu-i mai promovați. Sau dacă îi luați ca să-i ajutați la început de drum, nu le mai dați microfonul în mână și nu-i mai lăsați să mai cânte ore în șir. Nu. Până nu-și învață lecția și până când nu înțelege, sau nu să nu le permite să nu cânte. Se poate să fie cineva foarte talentat și noi asta și vrem și ne bucurăm să promovăm pe cei talentați, copiii ăștia. Sigur, da. Nu le permiți. Dacă a venit la un eveniment, eu una asta fac, a venit la un eveniment și nu, dacă cânti folclor, nu vii cu ei pe tine. Da? Pleci de la eveniment în secunda 2. Nu ai ce să mai cauți. Cânt eu mai mult și fără tine, da? Dar nu ai ce să cauți la evenimentul ăsta. Dacă nu întreabă nimeni de tine, îți spun eu că nu întreabă nimeni de tine. Că omul care o sună pe Mariana acul, dar înseamnă că mă vrea pe mine să-i cânt la evenimentul ăla. Și atunci, tu nu, ca și copil, ca și la început de drum, nu înțelegi faptul că ți se dă, ai o oportunitate, ți se dă un ajutor. Da. Da, o șansă. Vii direct în stil de vedetă, cum am mai spus, îmbrăcată așa și nu este permis. Și încă ceva, impuneți, fraților, voi muzicanții, colegii mei, impuneți. Dacă nu înțeleg sau uită, că se dă pe uitat mai nou, pui mâna pe telefon și spui de seara, mâine vii îmbrăcat așa. Dacă nu vii îmbrăcat așa, nu mai urci pe scenă. Fie spectacol, fie eveniment, fie ce-o fi. Și
cu asta am terminat. Ești solist de ușoară, îmbracă-te decent. Nu mai veni dezbrăcat așa și nu mai veni. În sfârșit, nu-s răutăți. Sunt niște chestii adevărate și măcar atât să putem să facem și noi ăștia care mai avem conștiință și decență. Eu am înțeles, cred că și, ca să, și telespectatorii voștri, ai noștri, să nu înțeleagă greșit, da, că noi avem ceva împotrivă la tine sau la talentați. Nu, noi vrem să le spunem că îi susținem pe așa talentați. Da. Și ținem de meseria noastră, de muzică, să nu bată joc de ea, că într-un an, doi, trei, rămân de praf, de n-ar să mai fie muzică. Deja. Deci asta noi vrem să, cât da, eu am înțeles că voi asta vreți să spuneți. Exact. Că nu avem normal împotriva nimănui. Da, dar să țină de muzică, să respecte normele care sunt de muzică. Și nu poți tu acum, ai venit ieri, ai învățat 5 cântece și să te zbagi joc, să te râzi. Proclamezi solist. De cineva să te dai mare stea și nu știu ce, cineva care cântă 20-30 de ani. Mi s-a întâmplat fată de 22-23 de ani, eu i-am fost separată la eveniment, deci nu o cunoșteam, a fost invitat, era orchestrei respective care cânta, era angajată, așa. S-a întâmplat să vină cu pozitiv, pozitiv, stimați telespectatori, înseamnă playback, să mimezi. Deci cântă sticul, cântă banda. Orchestră și voce. Da. Exact. După ce a cântat fix 5 piese de deschidere, a venit la masă, eu stăteam și ascultam, chiar eram curioasă să aud cum cântă, și a venit la masă și cu atâtea figurine și cu atâtea... Da, zic, ți-e rău? Am întrebat-o eu. S-a întâmplat ceva? Am răgușit de la atâta cântare. S-a omorât cu cântare. Exact, fantastic. Am răgușit, dar așa cu un aer din ăla de divă, de cel puțin Michael Jackson. Mai aveam puțin și mă uitam și după bodyguards, unde sunt băgați bodyguards. Nu se poate așa ceva. Adică eu asta încerc să spun. Noi am întâmplat... Da. Revolta vine prin faptul că am întâmpinat multe, 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 multe lucruri din asta, de genul ăsta, și n-ai cum să nu te revolți, că până la urmă și la coadă ești obișnuit. Eu una sunt obișnuit de 38 de ani să cânți și să ai un anumit drum. Noi am nu s-a înțeles că noi bătătorim drumul celor care vin după noi. Da, da. Exact. Da, noi în spinarea asta avem cicatrice. Și noi am făcut cu fruntea sus, da? Ceea ce am învățat de la cei dinaintea noastră. Ei ne-au bătătorit nouă drumul, dar noi am fost păstrători. Sigur că noi am ținut până și memoria lor să nu-i facem de râs. Cât putem noi acolo? Asta nu s-a înțeles la momentul ăsta, dar să nu spui tu mie, Draghișa, că și în Serbia nu se întâmplă la fel, nu e fenomenul da, ăsta. Da, 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 asta și spusei la început și la noi este asta. Asta cu criza asta politică, cu criza asta în țară, cu una alta, ei crede toți că acolo mere și lapte este în muzică. Este de cineva, dar trebuie foarte mult lucru, foarte mult, foarte mult și în primul rând să ai talent. Și să țin de aia, dar asta ce spusești tu e absolut așa. Noi le-am trasat lor, le-am făcut autobandă. Ei exact. Trebuie acum, n-a mers ca noi cum am mers prin Amoalie până la genunchi și un alta. Bravo, bine și spus. După, acum tot asfalt le-am făcut, dar să ne aprecieze pe ăștia care sunt, că ei iarăși fac nume cu cântecele noastre, care da, noi le-am făcut, am lucrat pentru ei și, dar trebuie să te aprecieze. Și sunt de acord, da. Eu spun așa, o să cântăm puțin și pe urmă ne întoarcem după câteva piese cântate, ne întoarcem pentru că rămâne deschisă discuția asta cu piesele furate și cântate, dar în partea a doua, stimați telespectatori, după ce ascultăm invitații noștri cântând. Trimite raza luminoasă
să-l vezi pe neicuța-l meu în casă. Că și tu ești tristă ca și mine, că nici soarele tău nu mai vine. Lumină-ți-o-i luna calea bine, să vadă neica pe unde vine. Că și tu ești tristă ca și mine, că nici soarele tău nu mai vine. Și-o-i veni și eu la nunta ta, cu alai de stele și-o-i juca. Și s-o prinde horă soarele, după ce se varsă zorile. Și-ai să păstrezi dragostea ca mine, să nu pierzi. Ce folos că văd de sus pământul, că nu mă strânge la piept iubitul. Eu am cerul și cu stelele, iar tu ai iarba și florile. Că pe cine ai nu știi, în față nu știi ce-ți poartă. Prieten pe cel ce-l crezi că la greu el te ajută. Ți-e dușmanul ce nu-l vezi, se preface că te ascultă. Prieten pe cel ce-l crezi că la greu el te ajută. Se preface că te ascultă. De-i spui orbului durerea care în suflet te apasă. Vine vederea când ți-e greu, atunci te lasă. Vorbește ce n-a văzut și la unul și la altul, ascultându-l a crezut până mâine întreg satul. Vorbește ce n-a văzut și la unul și la altul,
ascultându-l a crezut, până mâine întreg satul. Chiar și surdul te aude, când e rău sau când e bine. Din gură el îți răspunde, dar spate arda în tine. Dacă te-a văzut plângând, el se bucură mai tare. Dar de te-a văzut râzând, la suflet nu te mai are. Dacă te-a văzut plângând, el se bucură mai tare. Dar de te-a văzut râzând, la suflet nu te mai are. Să nu crezi că-i pare bine. Dacă sufletul te doare, spune-i doar lui Dumnezeu. El este mereu cu tine, și la bine și la rău. Nu dori la cât mai multe, cu ce ai fi mulțumit. Roagă-te de sănătate, așa poți fi fericit. Ascultă-mă bine, omule, că și eu ca tine, omule, știu că te-a durut, omule, pe aici am trecut, omule. Aceea care mai aveți bunici, ei v-au pus un măr deoparte și v-au îngrijit de mici, mă. Fericiți sunteți aceea care mai aveți bunici, ei v-au pus un măr deoparte și v-au îngrijit de mici, mă. Cozonacii dulci din patră când bunica îi scotea, Doamne, cu alor mireasmă, la masă ne adunam, măi. Cozonacii dulci din patră când bunica îi scotea, Doamne, cu alor mireasmă, la masă ne adunam, măi. Ciorăpei mănuși de lână pentru toți îmi pletea, și de sărbători în iarnă sub bradnii le așezam, măi. Ciorăpei mănuși de lână pentru toți îmi pletea, și de sărbători în iarnă sub bradnii le așezam, măi. Cozonacii dulci din patră când bunica îi scotea, Doamne, cu alor mireasmă, la masă ne adunam, măi. Cozonacii dulci din patră când bunica îi scotea, Doamne, cu alor mireasmă, la masă ne adunam, măi. Thank you.
și cu zâne. Cozonacii dulci din patră când bunica îi scotea, Doamne, cu alor mireasmă, la masă ne adunam. Cozonacii dulci din patră când bunica îi scotea, Doamne, cu alor mireasmă, la masă ne adunam. Fericiți sunteți aceia care mai aveți bunici, că cei rămân din suflet și că nu mai suntem mici. Fericiți sunteți aceia care mai aveți bunici, că cei rămân din suflet și că nu mai suntem mici. Cozonacii dulci din patră când bunica îi scotea, Doamne, cu alor mireasmă, la masă ne adunam. Cozonacii dulci din patră când bunica îi scotea, Doamne, cu alor mireasmă, la masă ne adunam. Uite-l pe Neicuța-l meu, îmi ține calea. Și vine Neicuța, mi-aduce o floare, să-mi o prindă în păr pentru-o sărutare. Inima-n bate când îl văd că vine, lăsă iasă afară când e lângă mine. Inima-n merde, stai neca pe loc, roșii-mi sunt obrajii, parcă-mi ard o foc când mă prins de mână și mă învârtești. Ce gândești, Neicuța-l meu, când mă privești? Mă gândesc, mândruță, cât ești de frumoasă, fericit aș fi să te duc acasă. Că tare mi-ești dragă când te prinzi în horă, ar vrea și Măicuța să te aibă noră. Când te aud cântând și când îmi zâmbești, îți spun drept, mândruță, mă îmbolnăvești. Liniște nu am când te văd pe acasă, am văzut în sat poate mai frumoasă. Inimioara mi arde, dă să ias afară, te ajută, mândruță, până mâine seară. Mă privești în ochi când te îndârtești, tare aș vrea, mândruță, să știu ce dorești. Vreau să știu, Neicuță, de adevărat ce mi-ai spus la horă duminica-n sat. Când mi-ai spus, Neicuță, ce mult mă iubești și la altă fată nu te mai gândești. Când te arăți decât să fiu numai a ta, să fim împreună, Neicuță, aș vrea. Dacă spui că vrei să mă duci acasă, vino să mă iei, Neicuță mireasă. Și o să vină satul întreg la nunta noastră să ne vadă, Neică, mire și mireasă. Să joace la core, când ne-am pun una, să afle tot satul când s-o aduna. Și-o
bravo, Elena! Deal, nu te sui cum te suiam, dar și tu să fii mândruță, nu mai vin să dai curiță. Curița când eu te deai, în dără nu te uitai. Ieri ai mândră și frumoasă, dar acum nu ești din casă. Curița când eu te deai, în dără nu te uitai. Ieri ai mândră și frumoasă, dar acum nu ești din casă. L-am suit, la mândruța l-a iubit. Până seara s-a lăsat, ajuns să-i la mândra prag. Acum și trize de fac, până ajung la ea în sat. O strănișe el și calul, că abia suidă-n deal. Acum și trize de fac, până ajung la ea în sat. O strănișe el și calul, că abia suidă-n dealul. Iar fi casa mândri în vale, nu m-aș văita de picioare. Până azurii s-a divit, tot la ea-n brață aș fi. Dar acum am e năcaz, că degeaba mai stau treaz. Nu mai pot să vor pe deal, nici pe jos și nici pe cal. Dar acum am e năcaz, că degeaba mai stau treaz. Nu mai pot să vor pe deal, nici pe jos și nici pe cal. Aș mai fi tânăr odată, să știu mândra cum se poate. Dar cu mintea ce-am acum, aș sui idealul și culmea. I-aș face mândruță casă, unde e pădurea deasă. La vale, mândru, la vale, ca să-mi poți ieși în cale. I-aș face mândruță casă, unde e pădurea deasă. La vale, mândru, la vale, ca să-mi poți ieși în cale. Am făcut pe lume și mai bune și mai răle. De aș putea scrie carte cu povestea vieții mele. Am făcut din noapte zi până părul mi-a albit. La copii să-i fac de toate, am lucrat, m-am chinuit. Am făcut din noapte zi până părul mi-a albit. La copii să-i fac de toate, am lucrat, m-am chinuit. Casă frumoasă pentru copii și nepoți, să nu-i văd plecând în lume, să stea lângă mine toți. Am făcut din noapte zi
până părul mi-a albit. La copii să-i fac de toate, am lucrat, m-am chinuit. Am făcut de noapte zi, până părul mi-a albit. La copii să-i fac de toate, am lucrat, m-am chinuit. La tinerețe să fiu în rândul lumii, ca să fiu la bătrânețe lângă nepoți și copii. Am făcut din noapte zi până părul mi-a albit. La copii să-i fac de toate, am lucrat, m-am chinuit. Am făcut din noapte zi până părul mi-a albit. La copii să-i fac de toate, am lucrat, m-am chinuit. Adunai bani și avere, mulțumesc lui Dumnezeu. Și-l rog să-mi dea sănătate, să-i ajut când le-o fi greu. Am făcut din noapte zi, până părul mi-a albit. La copii să-i fac de toate, am lucrat, m-am chinuit. Am făcut din noapte zi, până părul mi-a albit. La copii să-i fac de toate, am lucrat, m-am chinuit. Să trăiesc, iartă-mi din păcate, dar eu tot iubesc. Mândrile mă plac, eu le plac pe ele, păcatul le-mpart cu mândrile mele. Dragostea mi-a luat mințele, aș vrea să iubesc mai toate mândrile. Dragostea mi-a luat mințele, aș vrea să iubesc mai toate mândrele. Să trăiesc, iartă-mi din păcate, dar eu tot iubesc. Mândrile mă plac, eu le plac pe ele, păcatul le-mpart cu mândrile mele. Dragostea mi-a luat mințele, aș vrea să iubesc mai toate mândrile. Dragostea mi-a luat mințele, aș vrea să iubesc mai toate mândrele. Să trăiesc,
iartă-mi din păcate, dar eu tot iubesc. Mândrile mă plac, eu le plac pe ele, păcatul le-mpart cu mândrile mele. Dragostea mi-a luat mințele, aș vrea să iubesc mai toate mândrile. Of, of, dragostea mi-a luat mințele, aș vrea să iubesc mai toate mândrile. Bravo, draghișat! Ce-a vrut sufletul meu, nici acum nu m-o-i lăsa, că mă-ndeamnă inima. Ochii văd, inima vrea, dar și eu dacă-aș putea, bătrâneața s-o opresc și cât pot s-o păcălesc. Ochii văd, inima vrea, dar și eu dacă-aș putea, bătrâneața s-o opresc și cât pot s-o păcălesc. M-aș lăsa, dar cum să fac, dacă mândrile-mi plac? Mi-au plăcut la tinereță, dar și-acum la bătrâneță. Ochii văd, inima vrea, dar și eu dacă-aș putea, bătrâneața s-o opresc și cât pot s-o păcălesc. Ochii văd, inima vrea, dar și eu dacă-aș putea, bătrâneața s-o opresc și cât pot s-o păcălesc. Dacă acum nu mă iubesc, la ce naiba mai trăiesc? Ce dacă am păr alb în cap, de iubit nu pot să scap? Ochii văd, inima vrea, dar și eu dacă-aș putea, bătrâneața s-o opresc și cât pot s-o păcălesc. Ochii văd, inima vrea, dar și eu dacă-aș putea, bătrâneața s-o opresc și cât pot s-o păcălesc. Că acum sunt numai bun, nici tineri, nici prea bătân. Mă uit la mândrile mele, au împătrâni și ele. Ochii văd, inima vrea, dar și eu dacă-aș putea, bătrâneața s-o opresc și cât pot s-o păcălesc. Ochii văd, inima vrea, dar și eu dacă-aș putea, bătrâneața s-o opresc și cât pot s-o păcălesc. Uite, dur
și durere într-o bir, să bea o bere, bea o bere, dotnei, dar nu uite ochii tăi. Dar îmi spune crăciumarul când mai umple paharul, că suica vinul și berea mi-a linat toată durerea. Dar îmi spune crăciumarul când mai umple paharul, că suica vinul și berea mi-a linat toată durerea. Nu mi-ar trece de durere nici cu vin și nici cu bere, și te-ntreb cu ce-am greșit, mă-ndro de mai părăsit. Dar îmi spune crăciumarul când mai umple paharul, că suica vinul și berea mi-a linat toată durerea. Dar îmi spune crăciumarul când mai umple paharul, că suica vinul și berea mi-a linat toată durerea. De vin dacă ar curge foc unde mi-l poate stânge. Ai uitat că ne-am iubit, când te-ai dus și n-ai mai venit. Dar îmi spune crăciumarul când mai umple paharul, că suica vinul și berea mi-a linat toată durerea. Dar îmi spune crăciumarul când mai umple paharul, că suica vinul și berea mi-a linat toată durerea. Să stau îl golbesc și iar îmi beau, când de dorul tău mi-o trece, oi bea nu mai apărăce. Dar îmi spune crăciumarul când mai umple paharul, că suica vinul și berea mi-a linat toată durerea. Dar îmi spune crăciumarul când mai umple paharul, că suica vinul și berea mi-a linat toată durerea. Bravo! Mulțumesc din suflet! Uite, mi-ați făcut o bucurie să vă ascult. Pe tine, Elena Barim, nu mai spun că te știu, te cunosc. Bine, mă cunoști. Și am cântat împreună destule evenimente. Ori ne-am întâlnit pe rută, ori sigur că am da. Fost chiar în același eveniment. Și ce frumos a fost! Și ce frumos a fost! Și chiar noi am avut o relație extraordinară și... Ți-amintești vreodată să fi avut vreun cui una împotriva la alta? Niciodată, nu. Deci chiar... Am spus chestia asta, că să vină din gura ta, că poate telespectatorii zic eu așa, că sunt eu Coco și că am eu o legătură extraordinară cu toții așa. Nu, fraților, eu am o legătură, noi ne bazăm pe legături de sinceritate, de omenie, de decență, de caracter. Sigur că da. Așa am fost și așa o să fie și de acum încolo. Bun, a rămas discuția, să nu crezi că am uitat, draghișa, a rămas discuția în punctul furt, hoție, că se practică, mai ales în România. În România se practică la greu. Despre ce este vorba, dragilor? Draghișa Paunovici și compune piese, linii melodice, da? Tot cânte cu linie da. Melodică, cu tot, cu versuri, cu tot. Da. Și am rămas uimită. Să aflu, el de genul lui este un om modest, atât cât l-am putut cunoaște eu, că, repet, l-am cunoscut de curând, de 2 ore. L-am cunoscut personal, pentru că eu știu cum cântă și l-am mai urmărit așa pe videoclipuri și așa mai departe. Tu compui.
piese. Da. Nu știu cum o fi în Serbia la voi, dar în România cred că te-ai săturat. Pentru că el cum vine, compune o piesă pentru el să o cânte, cum este furată de câte un artist mare de la noi? Nu e furat, e luat. Iar mai scoate o piesă, două, vine în România la o televiziune sau la un eveniment, la televiziuni, că acolo, că la evenimente nu or să vină artiștii să te asculte pe tine neapărat special. Dar el vine în România și apare des pe ecran. Și atunci, iar este furată o melodie, câte o melodie, și încep. Nu o să dăm nume, că nu este frumos, dar încep cu una dintre melodiile furate, de la Draghișa Paunovici. Se numește Coace, Doamne, prunere. Este compoziția lui. El a cântat-o prima dată în România și apoi a fost, hai să nu fim răi, luată. Ți-a cerut voie cel care ți-a preluat melodia și a cântat-o? Până ea este prelucrată, nu este cu alte mai vorbe mai schimbate, melodia mai schimbată, dar asta nu mă deranjează pe mine, că eu asta n-a luat numai de la mine, și ai noștri ea din România, și e frumos asta să meargă cânte cu mai departe, dar poate că măcar n-ar fi rău măcar să zică vreun mulțam sau, exact, sau ceva, că eu... Mie mi se pare corect și normal să spui așa, nu în evenimente, că nu stai să vorbești cu omul de la eveniment, dar la o televiziune, și acum voi interpreta, că te întreabă moderatorul respectiv, ce cânti și așa mai departe, câteva cuvințe, îi spui, voi cânta melodia Coace, Doamne, prunele, preluată de la Draghișa Paunovici, da? Sau o altă, uite, de exemplu, eu mai țin minte, măi dragă Mărie, dar nu este nici a Mariei Ciobanu. Mai țin minte, măi dragă Mărie, este a Mariei Lătăreț. Da. Și mai trebuie menționați entitățile astea, adevăratele astea valori ale noastre care au fost. Trebuie când și când menționați. Să nu uităm chiar de tot de ei. Pentru că noi le mulțumim din tot sufletul că au existat și că au făcut mult mai multe decât suntem noi în stare să facem azi. În sensul că le cântăm piesele și mâncăm fraților o bucată de pâine, punem pe masă. Mai trebuie și ei când și când pomeniți. Amintiți. Da? Nu spun să aprindem o lumânare. Eu fac lucrul ăsta. Eu aprind o lumânare pentru fiecare în parte când am ocazia. Și le mulțumesc din suflet. Pentru că mi-e dragă melodia, mai țin minte, măi dragă Mărie. Și eu când o cânt, văd publicul cum zâmbește, cum ascultă, cum aplaudă. E, și nu pot să mă laud. Și îmi pare rău că nu pot să mă laud. Este piesa mea, eu am compus-o, pentru că nu este adevărat. Dar, să spun, este piesa Mariei Lătărețu. Pot să o fac. Asta nimeni nu mi impune să nu o fac. Bun. Spune-ne câteva melodii, câteva piese de ale tare, așa, din astea, hai să zicem, preluate, să nu spunem... Și mai cunoscute, da. Mai cunoscute, da, pentru publicul român. Păi eu nu știu care, câte poate n-or fi luate, dar așa, care, să zicem, care a rupt piese care sunt cunoscute, care a rupt România, da... Tu ești jumătatea mea, Lenuță, dragă Lenuță, hai să bem, să bem, să bem. Da, sticla cu țuică, mă leagănă și mă culcă, și multe și multe nu pot să le... Dar așa, dar noi, n-am nimic împotriva, la ei sunt prietenii mii, colegii mii, și nu-i problemă asta. Eu nu-mi fac eu... mă cânt pe ei sau da, nu știu ce... Pentru că ești un om modest și pentru că să-ți dea Dumnezeu multă imaginație și de acum încolo și multă putere ca să mai faci piese. Mulțumesc! Aia fac întotdeauna, da. Și așa că dacă... mulți mă întreabă, mai ales ăștia partea de pe la Târgu Jiu, de pe Oltenia, Mehedințu, ce ai găsit-o acolo, să te duci tu la capul pământului, cu un Constanța acolo, ce muzicanți, ce un alta. I-am spus, stați puțin că o să vedeți.
O să vedeți, dar asta vreau și să spun și la, dacă la colegi le place muzica asta ce eu cânt, eu pot să le ajut lor și cu textul și cu muzica să ridicăm puțin mai așa, să nu fie că Dobrogea... Calitatea că a rămâns Dobrogea cu muzică. Eu am văzut aștia pe care am cunoscut colegii ăștia și prietenii ăștia, de-aia și mă leagă pe mine să vin așa departe, să vin 800 de kilometre, fac un drum și poate și 900. Asta că am simțit sufletul ăsta al vostru aici, la lumea asta, din partea asta. Da. Că voi sunteți și eu... îi spun, privește omul oi când vorbești cu el și îi spune asta. Dacă mie, asta, ascuns, sigur. Da, până alte părți, cum ai întors, nici n-ai întors capul, nu m-ai făcut așa, el imediat te-a vândut. Dar și de ce și nu-mi place mie asta. Nu mă cunoști așa bine pe mine, dar spun eu, poate schimb impresia. De ce nu le spui pe față, fițe? Prea multe fițe așa, prea multe... Nu. Vorbim mai cu aer de superioritate, de nu știu ce. Ei știu mai bine, pe mine mă știu toți. Pe mine lumea mai puțin mă știe în România, dar colegii ăia care sunt, da, să zicem mai sus, ei toți mă știu pe mine, știu calitate, știu în alta și ei, noi ne respectăm și mă rog. Dar să, asta ce vrei tu să spui, asta să vede diferența între noi când e microfonul în mână și stăm unul lângă altul. Exact. Dar nu asta la televizie aici, că televizia este fantastic de spălat creierul și una alta și reclamuri și de aici, de la voi, poate că și voi, mă scuzați, sunteți vinovați de vorba aia ce am vorbit înainte, că faceți vedete și la noi, să fac vedete pe bani. Și voi le dați drumul, le faceți atâta reclamă și faceți din ceva ce nu e, faceți tort cu el. Non-valor, sigur. Exact. Grație la ce a ieșit acum. În sensul că, uite, pe vremea noastră nu mai era așa. Era o singură televiziune, nu pot să spun, n-am voie. Așa, o singură televiziune, cine merita și era cu cenzură și cu cenzură și era o comisie de specialitate, nu așa ușor. Păi sigur. Nu a intrat o foarte mare, de-aia și în momentul de față există cei care au fost și atunci mari voci și valori, în momentul de față, și nu pot să nu menționez pe Maria Ciobanu, care are vârsta care o are și cântă, fraților, ați văzut cum cântă, live. Da. Da. Irina Login, la fel. Da, și Benone Sinulescu, la fel. Deci, eu am enumerat doar astea. Nume mari care cunoaște toată țara asta, da. Și de asta am spus numele lor. Da? Uitați, fraților, cum cântă și au 80 de ani. Dar ei s-au menținut pentru că ei chiar au avut ceva de spus. Chiar nu-și pun întrebarea, nu vă puneți întrebarea. Din colegii mei soliști, îi întreb eu așa, mă uit la voi și vă întreb ochii în ochi așa. Oare cum au rezistat oamenii ăștia să cânte până la vârsta asta? Pentru că au avut ceva de spus și valori incontestabile. Din toate punctele de vedere. Eu pe Maria Ciobanu n-am văzut-o niciodată, cu excepția de halat de baie și compleu, da, când ieșea din baie. Eu nu am văzut-o altfel decât îmbrăcată în costum popular. Și când plecam, telespectatorii, mai ales cei din orașul meu, mă cunosc foarte bine. Eu am cântat mult timp cu doamna Maria Ciobanu. Când am plecat la București, la liceul de muzică, din Mercedia de aici, deci de la țară, nu m-au lăsat părinții mei și nici doamna Maria n-a fost de acord. Am dormit un an de zile în casă la dumneai cu fata mai mică, Camelia. Și a cântat, a dormit la mine în casă cu ani și am cântat de la... Când eu am fost tiner la... 17 ani, cântasem cu acordeon. Ce femeie, ce caracter de om, că o cunoaștem amândoi pe doamna Maria. De ce? Ce om este doamna Maria? Fantastic ceva, ce aia pe mine și eu până n-am cunoscut-o pe ea, n-am știut două cuvinte românești. Și ea pe mine
Te-a ajutat. M-a tras să iubesc atâta muzica populară, da, românească și să învăț și... Femeia asta o femeie a ajutat genie. O grămadă de artiști. Știi ce vorbe mi-a spus mie? Prima dată și pe a tremuram în fața ei. De toate tremuram. Și de emoție că e Maria Ciobanu, și de emoție că nu o să ajung vreodată să ajung să cânt cu dumnea ei. Și de tot felul de emoții. Și mi-a vorbit blând. Ea nu era, n-a fost niciodată și nu este nici acum. Este un om simplu, asta încerc să aduc și în fața oamenilor. Un om simplu, un om modest, râde și glumește cu tine. A venit toată la noi acasă, mi-aduc aminte, fac o paranteză. Ne-am trezit cu un taxi în fața porții și coboară Maria Ciobanu din taxi. Intră în curte, intră în casă, noi am rămas blocați, venisem, era duminică. Venisem de la o nuntă din familie, am avut o nuntă, o verișoară de-a mea se căsătorise și eram obosiți, eram cum e după nuntă. Și era 10 dimineața. Noi ne-am culcat pe la 5-6 dimineața, îți dai seama cum vii de la o nuntă. Așa, și la 10 fac bătăi prin, așa, Maria Ciobanu s-a dezbrăcat, s-a băgat în pat și mama a spus, să-ți aduc ceva să mănânci mic dejun. Mie mi-aduci pâine, brânză și cu ceapă. Foarte bun. Astea au fost cuvintele ei. Am rămas, cum să spun, știi stilul, nu mai trebuie să-l spun. Așa a fost. Exact, mie mi-aduci pâine, așa brânză mânca. Și cu ceapă. Da. Și eu copil fiind aveam, nu știu, vreo 12 ani, 13 ani aveam, copil fiind, am rămas pentru că cum Maria Ciobanu poate să mănânce și ea brânză și cu pâine și cu ceapă. Deci o vedeam așa, cum să spun, normal. Ea a fost balsamul sufletului meu. Și n-am și acum ca să dau o explicație că multă lume m-a mai și întrebat sau pe unde mă mai întâlnesc, chiar și colegi de-ai mei îmi spun, nu fraților, eu n-am copiat-o pe Maria Ciobanu la Încântat. Așa a fost să fie. Eu altfel nu pot să cânt. Că mă asemăn la glas și că, nu știu, poate unele piese de ale dumneai pe care le cânt și eu, că la evenimente trebuie să cântăm de toate. Și pe undeva veniți și îmi spuneți, vai, am avut impresia că cânta Maria Ciobanu, așa, aflați de la mine că nu îmi impun și n-am făcut acest lucru intenționat. Pur și simplu așa a fost să fie. Și ca să mai răspund telespectatorilor, celor care mi-ați scris, că uit mereu să spun câte ceva, mi-ați scris foarte mulți, dragilor, în privat, sau care m-ați întâlnit pe stradă, de ce, mi-ați pus întrebarea de ce nu cânt și eu măcar o piesă, două în emisiune, că s-au făcut 7 emisii și eu nu am cântat nicio piesă. Eu vă răspund așa, cu tot respectul meu și cu toată modestia. Nu am cântat până acum nicio piesă pentru că eu consider cele 100 de minute disponibile trebuie să le dau invitațiilor pe care îi am la fiecare emisiune. Din respectul meu pentru ei, nu e vorba de 5 minuțele care aș putea să cânt o piesă 2, 5, 6 minute, mai mult de 3 minute nu ține o piesă. Dar este normal, avându-i invitați, pe unii care vin uitați de la distanțe foarte mari, mi se pare așa lipsă de bun simț, alea 5 minute să nu mai cânte un invitat al meu o piesă. Și să aflăm cât mai multe și să stăm de vorbă cu ei. Dar promisiunea mea este, pentru dumneavoastră, cei care mă iubiți și care am și eu publicul meu, am și eu, cum se spune mai nou acum, fani, așa? Oamenilor care doresc să mă asculte cântând și chiar îmi scriu pe tema asta, mai urmează, peste vreo 2 emisii așa, eu vă promit că o să cânt și eu pentru dumneavoastră câteva piese acolo. Și pe urmă, tot așa pe parcurs, la câteva emisiuni distanță, o să încerc să cânt și o melodie, două. Dar să știi că nu numai publicul ți-ar cere asta și eu am vrut să te întreb. Da. Să cânti și tu alături de noi, măcar o melodie, două. Da, Elena, da. Deci ar fi foarte frumos, pentru că noi ne dorim asta. Ar fi, dar cum se spune că iarăși o dau în altele așa, nu vreau eu să fiu miez.
Știi? Nu asta că... trebuie să înțelegem. Dacă te, nu, așa te este. Te rugăm noi și mai ales, mai ales eu, fiindcă că prima dată ne vedem și ne-am cunoscut, ai trebuia să... Îți cânt pe hol așa la rece, e mai bine. Știi ce se întâmplă? Se întâmplă așa că... nu vreau, eu sunt de toate. Eu realizez, eu moderez, eu vorbesc cel mai mult, eu mai și cânt. Nu, e prea mult deja. Nu, las invitații mei, că de asta e și invit pentru dumneavoastră și când va fi cazul, o să cânt și eu pentru dumneavoastră, pentru cei care mă doriți, doriți să mă ascultați. Bun, Draghișa, spune-mi cine ești tu, că de asta n-am vorbit, cine ești tu în momentul când ai plecat de pe scenă? Cine este omul Draghișa Paunovici? Eu sunt tot, numai eu nu sunt singur. Eu n-am vreo... Eu mă ocup cu toate. Eu am fost... Înainte m-am ocupat cu sportul și profesional. Am jucat și fotbal, dar mi-am rupt picioarele, am 4 operații la lemn, 2 picioare. Vai. Da, dacă pe cine abia și le interesează, nisca-i prostii ce fac eu, aia nu e văzut în lume. Poate să intre pe YouTube acolo și să vadă ce pot eu să fac cu mingea. Ceva. Deci, eu n-am lucrat. Eu la viața mea, de când știu de mine, eu de micul meu m-am ocupat, deci, numai cu muzica. Am avut eu niște afaceri așa, dar am închis tot, că nici nu merge, nici statul să-ți ia tot, ca și la voi cu asta, ei numai se satură, nu se uită la lume, dar... Suntem vecini aici, se ia virusul. Da, și așa că noi sârbii ca sârbi am avut foarte mari probleme și încă avem, ne-a spart și țara, nu mai este Iugoslavia, așa, că nu știu dacă bine te-am înțeles cu întrebarea, ceva ce fac eu de la muzică, vin, mă duc, mă cu pescuitul, mău, așa îmi trece timpul. Deci eu numai cu de la muzică. Și de la drumuri, de la drumuri lungi. Și da. Și te duci prin toată Europa, te duci peste tot să cânti cu românilor, da, sau sârbilor la evenimente. Da, și la români și la sârbi. Eu aș vrea să spun ceva, Draghișa. Să știi că la noi aici, la Constanța, în Dobrogea, noi avem un folclor sărac dobrogean. E geamparaua, sârba, care peste tot se cântă sârba, același ritm, mă refer. El l-a frapat geamparaua. Geamparaua se cântă, da. Noi avem influențele astea de la bulgari și turci. Da. Cum și Banatul, Timișoara, Banatul, partea Banatului, au influențe sârbești. Banatul, ei să țină, eu nu știu, acum poate vorbesc prea greu vorba asta, dar mai bine să se țină de muzica lor abănățană, aia ce de la izvor. Și să nu mai mestece că tot cânticul sârbesc care iasă, imediat mâine zâl i-a pus vorbe românești și a străcat toată muzica. Da. Și iese vârful, tot e vârful Bănatului, nu știu ce vârf atâta vorbește. Eu știu că e... Se fură foarte multă muzică din Serbia să pun vorbe românești. Să nu mai o pe una, că am vorbit aseară cu Elena, să nu o numesc, că nu are nici de valoare, nici de nume. Dar tu să strici, să iei de la Lepa Brena, deci multe cântece, dar când a luat-o pe asta și a registrat-o, ea are și film, to e to, ai mă svida igramo, to e to, haide da se volimo, da, și a pus vorbe românești și a străcat la o vedetă care a fost, înțelegi, ea este una dintre alea care vorbim noi cu reclamurile și de pe la televizie și cu intrarea bani. Mai e și blondă puțin așa și stă pe la Timișoara? Da. Despre asta e vorba. Și atâta reclamuri de ea de numai se poate. Și lumea pe urmă, normal că o angajează, că o vede, mare vedete și o plătește cât n-are valoare și cineva care au talent, dește de tineri, la ei în primul rând, dacă și mă labă de accentul, care sunt talenți, dar n-au bani ca ea. Exact. Și ei n-au loc de aia. Dar exact. Sunt fetele copii că cântă mai bun decât ea și în alta. Exact. Dar ea a intrat cu banii în reclamuri și s-a făcut și acum nu merge să facă, face ceva de-al tău, dar nu fura tot de la mine și te dai tu mare, că tu ești mare și tare. Exact. Adică pe munca altuia. Una la mână și a doua la mână
Asta, exact asta încercam să spun. Dacă se plătește, se promovează non-valorile. Iar cei care nu au bani și sunt fete și băieți care cântă, deci Doamne, și care ridică, ar merita. Ți se ridică părul pe mâine, așa ceva este de la Dumnezeu, minune. Ei n-au posibilitatea asta. Nu-și pot condamna, chinui părinții să-i... Costă foarte mult, noi știm. Costă foarte mult. Asta înseamnă să schimbi familia ca să faci de la început meseria asta până când începi să te cunoască lumea, să te sune telefonul pentru evenimente, să începi să mai câștigi și tu niște bani. Dar toți, absolut toți au pornit așa. Absolut toți, toți care vedem noi acum mari vedete și cer câte 5.000, 10.000 de euro pentru o jumătate de oră. Vorba vine, că nu vreau să sperii telespectatorii, dar fără 3-4 mii nu scăpați. Oricum, pentru un program de o oră. Cam așa iau vedetele astea de carton, că sunt și vedete de carton. Și nu lasă posibilitatea, frate, să vină ăla care merită, care Dumnezeu l-a lăsat pe pământul ăsta să facă asta. Adică să cânte. Ție nu ți-a pus mir în frunte și miere în glas, că n-a vrut Dumnezeu. De ce forțezi tu mâna lui Dumnezeu? Cine ești tu să-ți permiți să-ți bați joc? Și pe lângă toate asta mai vine și între noi, ăștia care noi am muncit și care noi știm despre ce vorbim, te bagi între noi cu o nesimțire cruntă, da? Și pe urmă faci și niște poze așa, le afișezi pe peste tot, vai, dar te mândrești, da, că cânti lângă niște artiști, da? Tu ca nu cam pe vete, că nu putem să-i refuzăm. Chiar și pe oamenii care ne ascultă în spectacole, vin, doamna, îmi permiteți, vă rog o poză, normal că stai și faci poze cu oamenii sau le dai un autograf acolo. Sigur. E bucuria lor, da? Și nu refuzăm nici pe, hai să spunem, colegele astea ale noastre micuțe. Dar de la asta și până ați se urca în cap, atenție mare, mai e decât un pas. Asta se înțelege în ziua de astăzi. Eu pentru asta am făcut lobby, totdeauna. Pentru că și eu am fost unul dintre copiii ajutați de doamna Maria Ciobanu. Și recunosc chestia asta. Ea e născută de la Dumnezeu a dat-o. De aia să răzi, ea la 80 de ani cântă ca... Nu poate niciuna să-i stea înaintea ei. Corect. Nu poate să-i stea. Dar să nu vorbesc cum a cântat ea. Da. Că eu o știu de când am avut 17 ani. Da. Și când am fost să am înregistrat cu ea un... Atunci era placă, mare disc la Belgrad. Ne-am dus că atunci numai la Belgrad a fost centru și al mai mare studiu și o televizie și... Da. Și al mai mare, cel mai mare al nostru compozitor, Dragan Knežević, a început, ea a înregistrat pe Elie Ciocărlie și ăsta a început să cânte, mi-a început de la două și cântă Elie Ciocărlie, a intrat în 2-2, el tot aștepta să, ea s-a dus în 2-3 și cânta acolo și ăsta a stat și a ridicat mâine așa, că dar nu, toți ai mei mari muzicanți a venit, zice, asta n-am văzut pe lume. Un om care... Al cel mai tare muzicant și Nada Knežević, sora lui, a fost cea mai tare cântăreață în Iugoslavia toată și în Balcan și una. Zice, asta n-am văzut. Și a condus un orchestră romalen care a fost cunoscut și de ea, asta vreau să spun, ea a fost, e o valoare și ea și cu Maria Cornescu a cântat și ele. Da. A fost și Ștefania Rare și a fost pe la mine a cântat și tot. Dar și acum și adiește de 2 lei ce face poze și umple Facebook-ul și una alta și iasă, de ce spui tu ai dreptate, stă pe lângă tine, face poze cu tine și dar iasă dacă ea este în loc să rod mâna, doamnă, că trăiesc despre spatele tău când cântecele tele și mănânc pâine. Să rămână, vă mulțumesc, doamna Mariana, nu dau un nume, dar în decursul vremii am ajutat și o fete la început de drum. Zic eu și a fost și pe placul dumneavoastră, talentate, că altfel nici nu se putea.
Da, să zic, să rămână doamna Mariana, m-ați luat de mână, m-ați dus la televiziune, m-ați spus lângă dumneavoastră, m-a cunoscut lumea. Să rămână doamna Mariana, m-a spus pe scenă să cânt, când nu mă primea nimeni, când băteam la ușă, pentru că eram copil și nu te bagă nimeni în seamă. Hai, fie vorba între noi. Sigur. Așa. Pentru că e chestia aia de nesiguranță. Cum să bag copilul ăsta când nici nu știu cine e, ce poate, cum? Te faci de râs. Dar moderatorii în general sau realizatorii în general caută așa nume mai cunoscute, mai consacrați, mai ca să-și facă treaba și nu-i condamn. Dar eu o să am, la un moment dat, vreau să fac niște emisiuni, am deja proiect, deja am vorbit, am discutat că tu știi, Elena, că eu nu mă las până n-am două luni avans pe două luni invitați. Da. Da? Și fac cu soliști, cu fete și cu băieți. Eu o să jurizez niște de-astea, cum se numesc, concursuri. Festival. Și da. Unul este festival și vreo două concursuri sunt, am să le jurizez. Repet încă o dată. Pleonas, am spus repet încă repet. O dată. Repet doar. De la oboseală, scuze. Repet, mă duc în foarte multe jurii fără să fiu plătită. Dar acolo văd copii. Văd pepiniera. Văd... Și mie îmi place. Exact. Acolo, da. Și chiar ca să fac un lucru constructiv, cei mai talentați și de regulă nu cei care au trofeu neapărat, că pot fi talentați să cânte dumnezeiește și care n-au luat trofeu. Sigur că da. Am să fac niște emisiuni cu acești copii. Poate. Nu vă gândiți copii de aia de 3 ani și de 1 an, că sunt pe clase de grupă, pe grupă de vârstă. De vârstă. Așa. Pe tinerele astea speranțe care au peste 15 ani, 16 ani, că tu știi, noi știm că nu ai ce să faci cu un băiat care are glasul în... Da, care se formează încă. Da. În formare. În formare. Și nu, n-ai ce să faci cu el, dar fetele rup în două. Și băieți, dar care să fie peste 15-16 ani, chiar 17 ani, când au deja glasul format. Nu este pubertatea să le schimbe registrele vocale. Ok. Și am de gând să fac, stimați telespectatori, și chestia asta. Să aduc în fața dumneavoastră copii. Vă mai răspund la o întrebare, că mi-a venit în minte. Mă tot întreabă unii dintre chiar și vecinii mei. De ce nu fac și eu ca emisiuni în care să poată intra în direct și să spună ce piesă doresc să cânte invitații? Cu dedicații. Cu dedicații, da. Eu vă spun așa. Încerc să fac o emisiune decentă, de bun simț, și nu facem aici ca la manele solo, cu dedicații. Nu. Noi cântăm și atât. Fără să se intre în direct, care a băut un șpriț și este puțin mai luat de val, să dea telefoane, să ne spună vreau și o piesă nu știu care, că nu am ajuns chiar așa să stăm în poziție de drepți în fața tuturor, fie cu un pahar la port sau nu. Nu. Ne facem meseria cum știm noi să ne o facem, mai bine sau mai puțin bine. După cum vedeți, ne place să vorbim de una și alta și chiar dacă suntem puțin mai răi, spunem lucrurilor pe nume. Există, slavă Domnului, diverse posturi de genul ăsta care puteți să o faceți acolo, să dați telefoane și să dați dedicații. La noi n-avem cum, că nici timpul nu ne permite, că nu stăm ore în șir să ne epuizăm și nici nu consider că este normal. Dacă doriți să ascultați soliștii valoroși de folclor, pentru că eu fac numai folclor, îi ascultați. Dacă nu, există și alte posturi de televiziune, schimbați canalele, căutați un film, nu vă reține nimeni. Dar eu știu că n-o s-o face să schimbați canalul, mai ales din colegii noștri muzicanți, că stați până la sfârșit, chiar dacă eu vă rog să schimbați canalul, nu o să-l schimbați. Stați până la sfârșit ca să vedeți ce perle mai ies mie pe gură și cât de rea pot să fiu și în emisiunea asta. Asta vă garantez eu. Degeaba spuneți mâine, eu n-am văzut, n-am ascultat. Stați pe Facebook și îndoiți YouTube-ul, faceți cărare. Vă uitați fiecare cuvânt îl sorbiți. Știu eu. Așa că e la latitudinea voastră să faceți cum considerați. Eu oricum tot asta sunt și spun ce am de spus. De-aia și facem rating foarte mare. Dărea ce sunt eu. Bun.
Dacă ar fi toată lumea rea ca tine, lumea asta ar fi altfel. Da, pentru că și sunt mult mai bună, vreau să spun. Sunt revoltată, Elena, pentru da. Că ce se întâmplă în ziua de astăzi, eu n-am pomenit în viața mea. Am ajuns să mă duc la evenimente și să pun capul în pământ să-mi fie rușine. De rușine și, altora. Da, da. Este chiar rușine. Da. Și mă întreb, Doamne, ce am ajuns? Cum pot să mă urc eu acum pe scenă după ce a fost ce a fost înaintea mea? Pot să spun și o întâmplare. Care, ia, te rog. Care mi s-a întâmplat, să mă exprim așa. Am vrut să inițiez împreună cu formația cu care am cântat, că da. Mai cântăm, știi, cu formație pe la da. Evenimente, pe la anunți, și am luat o solistă cu noi, care a învățat, a inițiat-o din formație cineva, m-a ajutat-o și eu, am învățat 10 cântece, hai să fiu mai bună ca voi, poate 20 de cântece, dar s-a proclamat solistă. Eu nu mă proclam nici acum, pentru că și acum știu că am de învățat, chiar și de la Draghișa, eu am învățat foarte mult de când îl cunosc și mi-a arătat și ce greșeli fac și unde este bine și unde este rău. Și am să-i mulțumesc toată viața pentru asta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să fie sănătos și să rămână același om și sunt sigură că așa va rămâne același om care este cel puțin acum. Și cum sunt sigură că a fost și până acum. Și am luat-o la un eveniment să continui cu ideea da. Pe care am început-o. La o nuntă, în Eforie Nord. Nu pot să spun și locația. Nu. Că n-am voie. Am făcut un program, noi ne-am făcut să fim acolo pe poziție, să fie oamenii mulțumiți, dar și pentru tine, așa, pentru poziția și reclama ta. Nu că vreau să cânt și eu, stătea la masă, bine, a început să cânte formația și n-a putut să înceapă să cânte. Deci s-a blocat cu microfonul în mână. Ca da. Să salvez situația, nu mă laud, Doamne ferește, nu vreau să ies în evidență cu nimic, pentru că și eu ajut pe cine poate, pe cine, dar aici vreau să scot în evidență acel tupeu. Să nu-i spun altfel, îi spun un tupeu da, ceva mai exagerat. Trăim în lumea tupeului golăniei și a... Deci nu a cântat, nu a cântat, m-am ridicat să salvez situația de la masă, am luat microfonul, am spus ce vreau să cânt, tonalitate și ritm și am salvat situația. Da, pentru că chiar omul dacă... de la eveniment care îi se strica momentul, adică, cum să spun, se întrista oamenii, nu știu dacă... moment, sunt momente penibile astea. Dacă, exact! Dacă au observat anumite persoane, pentru că tu știi că eu sunt pe fază, sunt atentă, mă uit să văd ce se întâmplă, pentru că de asta sunt acolo, prezentă și la acel eveniment. Și sigur. Dar nu, asta este de fapt ce vreau să spun. Dimineață când am fost remunerați, a fost supărată. De ce? De ce nu a primit aceiași bani pe care i-am primit și eu? Dar cum gândea? Păi zice, stai puțin, dar nu te compara cu Elena sau ea cântă de mică, de la 8 ani și îți cântă nunta de la... A la Z. A la Z, de la început până la sfârșit și tot ce vrei. Nu mă laud, că toți avem de învățat, păi, nu știm pe toate. Așa se numește muncă la noi, da. Și tot mai muncim și de acum măcar să mai trăim noi de acum încolo câțiva ani și să... Da, până la 100 așa ne treci. Exact. Da, dar da. Cum a judecat? I se cuvenea acea sumă pentru că a pierdut noaptea la fel ca și noi. A da, stat până dimineața cu noi. Da, de ce să-și fi pierdut ea mod săraca... de a judeca, înțelegi? Dar de ce să-și fi pierdut ea săraca o noapte întreagă stând la evenimentul ăsta? A stat la masă, în loc da? Să se... Păi a stat la masă, a păpat, da? A sorbit un pahar cum de ceva. S-a mai dus de plictiseală la afară, eventual a fumat și un pachet de țigări. Îți dai seama cum înțelege da. Acest aspect de artist, dar tu de solist? Înțeles, eu înțeleg pe fata asta de care spui tu. De ce și-a pierdut ea noaptea stând la masă, da, și căscând de la plictiseală? Tocmai pentru că a judecat așa cum ți-am spus. Când ea trebuia să fie în club. Ea spune, mai avea și silicon în buze, că de regulă astea nu, sunt mai... Nu era chiar foarte tânără, să spun. Era totuși, avea așa. O vârstă. Trebuia să se ducă fata, de exemplu, mâncăm pe mult tot din farfurie, dormim. Știi, se consideră soliști, soliste, cei care învață 10 cântece și cu 5 am întâlnit. Da. Cântă 5 da. Melodii și, cum ai spus, fac playback chiar și-au dacă reușit. Le cântă și da, live. Da, da, da. Da?
Dar dacă ele știu 5 cântece, ei 10, deja sunt soliști. Păi și se duc peste tot. Întrebare și pentru tine și pentru voi, dar întrebare și pentru colegii mei ceilalți care nu sunt în emisiune acum. Muzicanți, pentru voi, întrebare. Și instrumentiști și soliști. Cum dracu mai facem când curg apele pe noi și lumea e călare și unul spune ce cântec vrea, altul ce, la un moment dat, pe la două noapte, a luat lumea razna. Știm cu toții cum că sunt? Oamenii se simt bine, dansează, sunt sub impulsul ăla al petrecerii. Și atunci, pe cine tăbară? Urechea stângă i-a scurs pe unii, cu dreapta exact. Pe ceilalți. Ce mai face fetița asta care, de exemplu, s-a dus cu sticul? Da? S-a dus cu sticul, s-a dus cu playback-ul, cu păcăleala, ca să vorbim mai pe față. S-a dus la un eveniment, că se întâmplă foarte des. Vrei să spun că eu știu trupă care au și găina înregistrată pe stick? Da. Și doar mimează găina cântată, obicei, la nuntă. Dar, uite cum s-a scurs emisiunea și îmi pare rău că... Că avem de vorbit. Draghișan, Elena, tu ești de-a noastră și te vedem des. Draghișan, oricând ajungi la Constanța, să știi că ai prieteni. Oricând vii la Constanța, să știi că vii acasă. Mulțumesc. Și ești invitat într-o nouă emisiune alături de alți colegi, și cu Elena, bineînțeles, și alți colegi, pentru că noi o să mai facem emisiuni la nivel de mai mulți, să fim mai mulți să cântăm. Ești binevenit cel puțin la Media TV, să le calci pragul e o binecuvântare și, cum să spun, o deosebită plăcere și onoare. Și, bineînțeles, vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat să veniți la mine. Mulțumim. Din timp. Uite cum s-a scurs timpul, stimați telespectatori, și mai aveam mai multe de întrebat, dar mă rog, într-o altă emisiune. Vă mulțumesc că ne urmăriți, vă mulțumesc că îmi scrieți și că mă felicitați. Pentru mine este o bucurie, pentru că înseamnă că ceea ce fac, fac cât de cât așa mulțumitor. Vă spunem, vă urăm încă o dată la mulți ani, doamnelor și domnișoarelor, pentru ziua de 8 martie. Iar dumneavoastră tuturor, vă spunem că vă îmbrățișăm, vă pupăm și până la o nouă emisie săptămâna viitoare, vă spunem la revedere și aveți grijă de voi! Când eram mai tinerel, Doamne, cum am fost odată, iubeam fetele într-un fel, ne lăsam plângând la poartă. După ce colindai satul, după una, după alta, mândrele nu mi-au pus capul, numai una m-a dat gata. Că eram la mine în sat, un ficior cum altul nu-i, dar nici când o-i fi moșneac, tot dansăm pe pofta cui. Că eram la mine în sat, un ficior cum altul nu-i, dar nici când o-i fi moșneac, tot dansăm pe pofta cui. Numai cu răie de tine, ori eu n-am știut ce pierd, nici cu reaua nu te ține, jură-te că nu te cred. Chiar și părul stă la tâmple, semne că e îmbătrânit. Mintea zboară tot la rele și-ți mai arde de iubit. Erai tinerel odat, un fecior cum altul nu-i, dar acum că ești moșneag, ea mai pune-ți pofta-n cui. Erai tinerel odat, un fecior cum altul nu-i, dar acum că ești moșneag, ea mai pune-ți pofta-n cui.
dar inima tot încercă totodată să o ascult. Până o închide oichii, iar de mândrile mă plac. Nu dau găina din mână pe vrabia de pe gard. Că e neam la mine sat, un ficior cum altul nu-i. Dar nici când o-i fi moșneac, tot dansă pe pofta cui. Că ieri am la mine în sat un ficior cum altul nu-i. Dar nici când o-i fi moșneac, tot dansă-mi cu pofta-n cui. De-aș mai fi fecior odată, aș mai da roata înapoi. Crezi că mândrele te așteaptă, timpul nu stă după noi. Ai iubit cât ai fost tânăr, toate sunt la timpul lor. Am încărunță ce dacă eu tot mor de dragul lor. Că ieri am la mine în sat un ficior cum altul nu-i. Dar nici când o-i fi moșneac, tot n-am să-mi pun pofta-n cui. Că ieri am la mine în sat un ficior cum altul nu-i. Dar nici când o-i fi moșneac, tot n-am să-mi pun pofta-n cui. Te-a strânge, dar mi-ești tineră și-o-i plânge. Eu mândr-o în brață, te-a strânge, dar mi-ești tineră și-o-i plânge. Strânge-mă cât o-i putea, măi, până-i plânge și-o-i tăcea. Strânge-mă cât o-i putea, măi, până-i plânge și-o-i tăcea. De când mama m-a făcut zile bune n-am avut, zile bune n-am avut, de dulceață n-am știut. Până când o-i strângem brață, puișor frumos la față. Până când o-i strângem brață, puișor frumos la față. Câte flori și florice de toate-s dragostele mele. Toate-mi plac și le iubesc, după una nebunesc. După una micutea, la mai frumoasă ca o stea. După una mor de dor, că e mândra mândrilor. Lăsa de ei, le-ți place gurița mea, nu te mai lăsa de ea. Lasă-mă, nu mă lăsa, măi, că ți-e dulce gurița. Dar de vrei să fiu a ta, măi, ține-mă și noi pleca. Lasă-mă, nu mă lăsa, măi, că ți-e dulce gurița. Dar de vrei să fiu a ta, măi, ține-mă și noi pleca. Ce-ai făcut, mândro, din mine? De-mi pierd capul pentru tine. Ce-ai făcut, mândro, din mine? De-mi pierd capul pentru tine. Oi fi fost la vrăjitor, m-ai făcut blăstân să mor. Oi fi fost la vrăjitor, mi-ai făcut să mor. Oi fi fost la vrăjitor, mi-ai făcut blăstân să mor. Oi fi fost la vrăjitor, mi-ai făcut să mor. Pune cu ce mai legată, de n-am noaptea somn în pat. Spune cu ce mai legată, de n-am noaptea somn în pat. Nici o vrajă n-am făcut, dar ochii mei ți-au plăcut. Perina nu ți-am luat, nu te-am blestemat.
nicio vrajă n-am făcut, dar ochii mei ți-au plăcut. Perina nu ți-am luat, nu te-am blestemat. Cuși mă lua și-n brață, eu ți-am spus să stai pe loc, că ți-ai inimioară foc. Acum de-ai pica la boală, niciun lec nu te mai scoală, nici leac, nici vreo buruiană să te lești la rană. Acum de-ai pica la boală, niciun lec nu te mai scoală, nici leac, nici vreo buruiană să te lești la rană. Eu de când te știu pe tine, noaptea somnul nu mai vine. Eu de când te știu pe tine, noaptea somnul nu mai vine. Aud aletele șoapte, dau fuga la mers de noapte și dau fuga la portiță pentru a ta guriță. Aud aletele șoapte, dau fuga la mers de noapte și dau fuga la portiță pentru a ta guriță. Când eram tinăr odată, venea mândra nechemată, dar acum vai de mine, eu o chem și ea nu vine. Aș veni-ne-i că de grabă, dar mai am puțină treabă. Când o-i veni de la sapă, așteaptă-ne-i că așteaptă. Mândra mea, pe unde ai fost, că te așteptai fără rost? Că eu te văzui în casă, cu cine ieri ai la masă? Soarele la amiază, nu-mi faci mândrună caz. Până soarele apune, vino în brață la mine. Aș veni neică de grabă, dar mai am puțină treabă. Că fusei până la apă, să mai umplu o găleată. Pusei singură în casă, pusei urciorul pe masă. Când să mai scot o ulcică, apăru în praghionică. Soarele s-a dus după dealul de apus, de nu vii pe lună plină, Ionică, să-mi te țină. Vin, neicuță, vin de grabă, că nu mai am nicio treabă. Afară doar câinii latră, nu mai e nimeni la poartă. Firei tu să fii de coață, dacă mi te prind în brață. Hai să-mi dai gurița toată, nimeni nu te mai scapă. Până zori soi vii, te voi aștepta să vii, mândra mea pe lună plină, să-mi-i dodul din inimă. Bine-icuță, dată viu, până nu se face târziu, că soarele a sfințit și te-ai găsi adormit. Dragostea pe unde trece, baie caldă, baie rece, pe cât e de păcătoasă, pe atât e de frumoasă. Dragostea pe unde trece, baie caldă, baie rece, pe cât e de păcătoasă, pe atât e de frumoasă.